Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unule născut, Cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut, prunc te-am văzut, iar la acesta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, Cel ce te-a arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh în chip de porumbel peste ape se pogoară. Astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase cu lumina strălucirii lor lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bună voia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izvăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obștea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe Făcătorul întrupat, pe Stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas, mirându-se de Cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească, văzând astăzi în Iordan, și pe Cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a afundat și a dăruit lumii botezul mântuirii. Strălucește în inimile noastre, iubitorile de oameni, stăpâne, lumina cea curată a cunoașterii dumnezeirii tale și deschide ochii gândului nostru spre înțelegerea evanghelicilor tale propovăduiri. Pune în noi și frica fericitelor tale porunci, ca toate poftele trupești călcând să vețuim duhovnicește, cugetând și făcând toate cele ce sunt spre bună plăcerea ta. Că tu ești luminarea sufletelor și a trupurilor noastre, Hristoase Dumnezeule, și ție slavă înălțăm împreună și Părintelui tău celui fără de început și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin.
Înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Evanghelist Matei citire. Slavă ție, Doamne, slavă ție. În vremea aceea a venit Iisus din Galileea la Iordan la Ioan, ca să fie botezat de el. Ioan însă îl oprea zicând, eu am trebuință să fiu botezat de tine și tu vii la mine. Iar Iisus răspunzând a zis către el, lasă acum că așa se cuvine nouă să împlinim toată dreptatea. Atunci Ioan l-a lăsat, iar după ce s-a botezat Iisus, în clipa când a ieșit din apă, iată cerurile s-au deschis și Ioan a văzut Duhul lui Dumnezeu, pogorându-se ca un porumbel și venind peste dânsul. Și iată un glas din ceruri care a zis, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care bine am voit. In jener Zeit kam Jesus von Galiläa an den Jordan zu Johannes, um sich von ihm taufen zu lassen. Johannes aber wollte es nicht zulassen und sagte zu ihm, ich müsste von dir getauft werden und du kommst zu mir. Jesus antwortete ihm, lass es nur zu, denn nur so können wir die Gerechtigkeit, die Gott fordert, ganz erfüllen. Da gab Johannes nach. Kaum war Jesus getauft und aus dem Wasser gestiegen, da öffnete sich der Himmel und er sah den Geist Gottes wie eine Taube auf sich herabkommen. Und eine Stimme aus dem Himmel sprach, das ist mein geliebter Sohn, an dem ich Gefallen gefunden habe. Taina rânduielii tale, că am avut pomenirea morții tale. Glasul Domnului peste apă strică. Îndu-ne-am de viața ta ce nesfârșită, îndu-ne-am de hrana ta ce neîmpuținată. Glasul Domnului peste apă strică. Să ne binecuiește a neîndrănicit pe noi toți și în dracul ce va să fie. Cu harul cel fără de început al tău, Duhul înțelepciunii, Duhul temerii de Dumnezeu. Al lui Hristos, celui ce s-a arătat. Astăzi firea apelor se sfințește și se desparte Iordanul și își oprește curgerea apelor sale, văzând pe Stăpânul botezându-se. Ca un om ai venit la râu, Hristoase împărate, și sârguiești a lua botez de robunule, din mâinile înainte mergătorului.
pentru păcatele noastre, iubitorule de oameni. Slavă Tatălui și Fiului și Sfântului Duh. Și acum și pururea și în vecii vecilor, amin. Către glasul celui ce strigă în pustiu, gătiți calea Domnului. Venit ai, Doamnelu, în chip de robotez încerând, cel ce nu știe de păcat. Văzutu-te-au apele și s-au temut, cu tremuratul s-a înainte mergătorul și a strigat grăind. Cum va lumina sfeșnicul pe lumină, cum își va pune mâna robul pe stăpânul. Sfințește-mă pe mine și apele Mântuitorule, cel ce ai ridicat păcatele lumii. Înțelepciune. Din prorocirea lui Isaia citire. Acestea, zice Domnul, veselește-te pustiu însetat și să se bucure pustiul și precum crinul să înflorească. Și vor înflori și se vor bucura pustiile Iordanului. Mărirea Libanului s-a dat ei și cinstea Carmelului și poporul meu va vedea slava Domnului și înălțimea lui Dumnezeu. Întăriți-vă mâini slabe și genunchi slăbănoși, mângâiați-vă. Cei slabi de inimă, cu cugetul întăriți-vă și nu vă temeți. Iată, Dumnezeul nostru cu judecată răsplătește și va răsplăti. El va veni și ne va mântui pe noi. Atunci se vor deschide ochii orbilor și urechile surților vor auzi. Atunci va sări șchiopul ca cerbul și limpede va fi limba gângavului, că s-a vărsat în pustiu apă și vârtești de apă în pământ însetat. Și vor fi cele fără de apă bălți și în pământul cel însetat izvor de apă va fi. Acolo va fi veselia păsărilor, lăcași de turme și trestie și bălți. Acolo va fi cale curată și cale sfântă se va chema. Și nu va trece pe acolo nimic necurat, nici va fi acolo a cale spurcate. Cei risipiți vor merge pe dânsa și nu se vor rătăci. Și nu va fi acolo leu, nici fiară cumplită, nu va sui pe dânsa, nici să se facă acolo, ci vor merge pe dânsa cei mântuiți și cei aleși de Domnul și se vor întoarce, vor veni în Sion cu veselie și cu bucurie și veselie veșnică va fi peste ei. Lauda și bucuria și veselia îi va ajunge pe dânsi și va fugi de durerea, întristarea și suspinarea. Înțelepciune. Din prorocia lui Isaia citire. Așa grește Domnul, cei însetați mergeți la apă și cât nu aveți argint, mergând cumpărați și mâncați și beți fără de argint și fără de preț vin și grăsime. Pentru ce cheltuiți argintul, nu pentru hană și osteneala voastră, nu pentru sațiu? Ascultați-mă pe mine și veți mânca cele bune și se va desfăta într-o bunătăți sufletul vostru. Luați aminte cu urechile voastre și urmați căile mele. Ascultați-mă pe mine și va trăi într-o bunătăți sufletul vostru. Și voi pune vouă lege veșnică, cele sfinte ale lui David și cele credincioase. Iată mărturie într-o neamuri, l-am dat pe dânsul Domn și popăsuitor neamurilor. Iată neamurile care nu te știau te vor chema și popoarele care nu te cunoșteau la tine vor alerga pentru Domnul Dumnezeu tău și pentru Sfântul lui Israel că te-a mărit pe tine. Căutați pe Dumnezeu și dacă îl veți afla, chemați-l și dacă se va apropia de voi, să lasă cel nelegit căile sale și omul cel fără de lege sfaturile sale, și să se întoarcă la Domnul și îl va milui și la Dumnezeul vostru, că mult vă va ierta păcatele voastre. Că nu sunt sfaturile mele ca sfaturile voastre, nici căile mele nu sunt ca cele ale voastre, grește Domnul. Ci în ce chip este departe cerul de pământ, așa sunt departe căile mele de căile voastre și cugetele mele de cugetele voastre. Că precum se coboară ploaia sau zăpada din cer și nu se mai întoarce până nu adapă pământul și îl face de răsare și rodește și de sămânță semănătorului și pâine de mâncare, așa va fi și cuvântul meu, care de va ieși din gura mea, nu se va întoarce la mine deșert, până nu va plini toate câte am voit și voi spori căile mele și poruncile mele.
că într-o veselie vă veți veseli și într-o bucurie vă veți învăța, că munții și dealurile vor sălta așteptându-vă pe voi într-o bucurie și toți copacii țarinei vor mișca din ramuri și în locul scailului se va înălța chiparosul și în locul urzicii va crește mirsina și va fi Domnul numit într-un semn veșnic și nu va lipsi. Din prorocirea lui Isaia citire. Acestea, zice Domnul, scoateți apă cu veselie din izvoarele mântuirii și veți zice în ziua aceea, lăudați pe Domnul, chemați numele Lui, vestiți între neamuri lauda Lui, lăudați numele Domnului că lucruri înalte a făcut, vestiți acestea peste tot pământul, bucurați-vă și vă veseliți cei ce locuiți în Sion, că s-a înălțat Sfântul Israel în mijlocul Lui. Și Duhului Tău, Domnul este izbăvitorul vieții mele, de cine mă voi înfricoșa? Domnul este izbăvitorul vieții, de cine mă voi înfricoșa? Din Epistola 1 către Corinteni, Sfântul Apostol Pavel, citire. Fraților, nu voie să nu știți voi, că părinții noștri toți sub un or au fost și toți prin mare au trecut și toți prin Moise s-au botezat în or și în mare și toți aceeași mâncare duhovnicească au mâncat și toți aceeași băutură duhovnicească au băut, pentru că beau din piatra duhovnicească ce avea să vină, iar piatra era Hristos. Duhului Tău. Aliluia, aliluia, aliluia. Și Duhului Tău. Slavă ție, Doamne, slavă ție. Să luăm aminte. În vremea aceea a venit Iisus din Nazaretul Galilei și a fost botezat de către Ioan în Iordan. Și în clipa când Iisus ieșea din apă, Ioan a văzut cerurile deschise și Duhul ca un porumbel pocorându-se peste dânsul. Și glas din ceruri s-a auzit zicând, Tu ești Fiul meu cel iubit, în care am binevoit. Slavă ție, Doamne, slavă ție! Cu pace Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea de sus și mântuirea sufletelor noastre, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru pacea toată lumea, bunăstarea Sfintelor lui Dumnezeu, biserii și unirea tuturor, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru sfântă biserica aceasta și pentru cei ce au credință cu evlavie și cu frică de Dumnezeu intră întrânsa, Domnului să ne rugăm! Doamne, miluiește! Pentru înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Serafim, pentru preasfințitul părintele nostru Sofian, pentru cinstita preoțime și antru Hristos, diaconime, pentru tot clerul și poporul Domnului să ne rugăm. Pentru poporul român, poporul german și toate popoarele lumii și cei ce le conduc Domnului să ne rugăm. Pentru sfânt locașul acesta, pentru țara aceasta, pentru toate orașele și satele și pentru cei ce au credință viețuiesc întrânsele Domnului să ne rugăm. Pentru buna întocmirea văzduhului, îmbelșugarea roadelor pământului și vremuri pașnice, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce călătoresc pe ape, pe uscași și prin aer, pentru cei bolnavi, pentru cei ce pătimesc, pentru cei robiți și pentru mântuirea lor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se sfințească apa aceasta cu puterea, cu lucrarea și cu pogorârea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește!
pentru ca să se pogoare peste această apă lucrarea cea curățitoare a treimii celei mai presus de fire, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta tămăduitoare sufletelor și trupurilor și izgonitoare a toată puterea potrivnică, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se dăruiască ape acesteia harul izbăvirii și binecuvântarea Iordanului, cu puterea, cu lucrarea și cu venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Miluiește! Pentru ca să se zdrobească Satana sub picioarele noastre, să se risipească tot sfatul viclean care se pornește asupra noastră, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne scoate pe noi, Domnul Dumnezeu nostru, din toată vrăjmășia și ispita care ne stau împotrivă și să ne facă vrednici de bunătățile cele făgăduite, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să ne luminăm noi cu luminarea cunoștinței și a dreptei credințe prin venirea Sfântului Duh, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să trimite Domnul Dumnezeu binecuvântarea Iordanului să sfințească apa aceasta, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se facă această apă dar de sfințenie, curățire de păcate și spre tămăduirea sufletului și a trupului și spre tot folosul de trebuință, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățitoare spre viața veșnică, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să se arate apa aceasta izgonitoare de toată bântuială vrăjmașilor, celor văzuți și nevăzuți, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru cei ce o vor lua și o vor primi spre sfințirea caselor, Domnului să ne rugăm. Doamne, miluiește! Pentru ca să fie apa aceasta curățire sufletelor și trupurilor tuturor celor ce o vor lua cu credință și vor gusta din ea, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să ne învrednicim noi să ne umplem de sfințenie prin gustarea din apa aceasta cu venirea cea nevăzută a Duhului Sfânt, Domnului să ne rugăm. Pentru ca să fim noi izbăviți de tot necazul, mânia, primejdia și nevoia, apără, mântuiește, miluiește și ne păzește pe noi, Dumnezeule, cu harul Tău. Pe prea sfânta, curata, prea binecuvântată, mărita stăpâna noastră de Dumnezeu, născătoarea și pururea Fecioara Maria, cu toți sfinții să o pomenim. Sfânta născătoare de Dumnezeu, mântuiește-ne pe noi. Pe noi înșine și unii pe alții și toată viața noastră lui Hristos Dumnezeu să o dăm. Că ție se cuvine toată slava, cinstea și închinăciunea Tatălui și Fiului și Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Trăime mai presus de fire, prea bună, prea dumnezeiască, atotputernică, a toate văzătoare, nevăzută, nepătrunsă, făcătoarea ființilor cel înțelegătoare, și a firilor celor cuvântătoare, bunătatea cea firească, lumina cea neapropiată, care luminezi pe tot omul care vine în lume, strălucește și întru mine nevrednicul tău slujitor. Luminează-mi ochii minții mele ca să îndrăznesc a lăuda binefacerea și puterea ta cea nemăsurată. Fie bine primită rugăciunea ce se aduce de mine pentru poporul ce stă înainte. Să nu oprească păcatele mele venirea aici a Sfântului tău Duh.
ci mă iartă ceea ce ești prea bună, ca să strig către tine fără o sândă și să grăiesc și acum. Te slăvim pe tine, Stăpâne, iubitorile de oameni, atoțiitorile împărate, cel ce ești mai înainte de veci. Te slăvim pe tine, ziditorule și făcătorule a toate. Te slăvim pe tine, Fiule al lui Dumnezeu, unule născut, cel ce ești fără tată din mamă și fără mamă din tată. Că la praznicul ce a trecut, prunc te-am văzut, iar la aceasta de acum, desăvârșit te vedem pe tine, cel ce te-a arătat desăvârșit, Dumnezeul nostru din cel desăvârșit. Că astăzi ne-a sosit nouă tuturor vreme de praznic și ceata sfinților cu noi se adună și îngerii cu oamenii împreună prăznuiesc. Astăzi harul Sfântului Duh, în chip de porumbel peste ape sub pogoară, astăzi soarele cel neapus a răsărit și lumea cu lumina Domnului se luminează. Astăzi luna cu raze luminoase luminează pământul. Astăzi stelele cele luminoase, cu lumina strălucirilor, lumea înfrumusețează. Astăzi norii răurează din cer omenirii ploaia dreptății. Astăzi cel nefăcut de bună voia sa este atins cu mâna de către făptura sa. Astăzi prorocul și înainte mergătorul se apropie de stăpânul și cu frică stă înaintea lui văzând pogorârea lui Dumnezeu la noi. Astăzi apele Iordanului se preschimbă în vindecări cu venirea Domnului. Astăzi toată făptura se adapă cu revărsări tainice. Astăzi păcatele oamenilor se curățesc în apele Iordanului. Astăzi raiul s-a deschis oamenilor și soarele dreptății ne luminează nouă. Astăzi apa cea amară, care era în vremea lui Moise, se preschimbă în dulceață poporului prin venirea Domnului. Astăzi ne-am izvăvit de plânsul cel vechi și ca un Israel nou ne-am mântuit. Astăzi ne-am izbăvit de întuneric și cu lumina cunoștinței de Dumnezeu ne-am luminat. Astăzi întunericul lumii se risipește cu arătarea Dumnezeului nostru. Astăzi toată făptura se luminează de sus ca o făclie. Astăzi înșelăciunea se surpă și cale de mântuire ne lucrează nouă venirea Stăpânului. Astăzi cele de sus cu cele de jos împreună prăznuiesc și cele de jos cu cele de sus împreună vorbesc. Astăzi obștea cea sfințită și mult vestită a ortodoxilor se bucură. Astăzi stăpânul merge la botez ca să ridice firea omenească la înălțime. Astăzi cel neplecat se pleacă robului său ca să ne libereze pe noi din robie. Astăzi împărăția cerurilor am dobândit, iar împărăția Domnului nu are sfârșit. Astăzi pământul și marea și-au împărțit bucuria lumii și lumea s-a umplut de veselie. Te-au văzut apele, Dumnezeule, te-au văzut apele și s-au temut. Iordanul s-a întors înapoi, văzând focul dumnezeirii, pogorându-se trupește și intrând în apele sale. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe Sfântul Duh în chip de porumbel, pogorându-se și zburând împrejurul tău. Iordanul s-a întors înapoi, văzând pe cel nevăzut în chip văzut, pe făcătorul întrupat, pe stăpânul în chip de rob. Iordanul s-a întors înapoi și munții au săltat văzând pe Dumnezeu întrupat, iar norii au dat glas mirându-se de cel ce a venit, lumină din lumină, Dumnezeu adevărat, din Dumnezeu adevărat, prăznuire stăpânească văzând astăzi în Iordan și pe cel ce moartea neascultării și boldul înșelăciunii și legătura iadului în Iordan le-a afundat, și-a dăruit lumii botezul mântuirii. Pentru aceasta și eu, păcătosul și nevrednicul tău slujitor, mărturisind slăvitele tale minuni, de frică cuprins fiind, cu umilință strig către tine, mare ești, Doamne, ce minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Mare ești, Doamne, și minunate sunt lucrările tale și niciun cuvânt nu este de ajuns spre lauda minunilor tale. Amin. Că tu
că Tu cu voia Ta pe toate le-ai adus dintr-o neființă într-o ființă, cu puterea Ta ții făptura și cu purtarea Ta de grijă chivernisești lumea, Tu din patru stihii ai întocmit făptura și cu patru vreme ai încununat curgerea anului. De Tine se cutremură toate puterile îngerești, pe Tine Te laudă soarele, pe Tine Te slăvește luna, Ție se supun stelele, pe Tine Te ascultă lumina, de Tine se îngrozesc adâncurile, Ție slujesc izvoarele, Tu ai întins cerul ca un cort, Tu ai întărit pământul peste ape, Tu ai îngrădit marea cu nisip, Tu ai revărsat aerul spre răsuflare, puterele îngerești, Ție slujesc cetele arhanghelilor, Ție se închină, heruvimii cei cu ochi mulți și serafimii cei cu câte șase aripi, împrejur stând și zburând de frica slavei Tale, cele neapropiate se acoperă, că Tu, Dumnezeu, fiind necuprins de gând și de cuvânt și fără de început, ai venit pe pământ chip de rob luând într-o asemănare omenească făcându-Te, că n-ai suferit, Stăpâne, pentru îndurările milei Tale să vezi neamul omenesc chinuit de diavolul, ci ai venit și ne-ai mântuit pe noi. Mărturisim harul Tău, vestim mila Ta, nu tănuim facerea Ta de bine, toată firea omenească ai zbăvit-o, pântă cele fecioarei l-ai sfințit cu nașterea Ta, toată făptura Te laudă pe Tine, Cel ce Te-a arătat, că Tu, Dumnezeul nostru, pe pământ Te-a arătat și cu oamenii împreună ai viețuit. Tu, trimițând din cer pe Duhul Tău cel Sfânt, ai sfințit apele Iordanului și capetele balaurilor care se încuibaseră, acolo le-ai zdrobit. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește, Doamne, și apa aceasta. Amin. Tu însuți, dar iubitorule de oameni împărate, vino și acum prin pogorârea Sfântului Tău Duh, care sfințește toate și sfințește și apa aceasta. Amin. Și de harul izbăvirii, binecuvântarea Iordanului, fă izvor de nestricăciune, dar de sfințenie, dezlegare de păcate, vindecare de boli, demonilor pieire, îndepărtare puterilor celor potrivnice, plină de putere îngerească, ca toți cei ce vor stropi și vor gusta dintrânsa să o aibă spre curățirea sufletelor și a trupurilor, spre vindecarea patimilor, spre sfințirea caselor și spre tot folosul de trebuință, că Tu ești Dumnezeul nostru, Cel ce ai înnoit prin apă și prin Duh firea noastră, cea învechită de păcat. Tu ești Dumnezeul nostru care în timpul lui Noe cu apă ai înnecat pământul. Tu ești Dumnezeul nostru care prin mare și prin Moise ai slobozit neamul evresc din robia lui Faraon. Tu ești Dumnezeul nostru care ai despicat piatra în pustiu și au curs ape și râurile s-au umplut de apă și pe poporul Tău cel însetat l-ai adăpat. Tu ești Dumnezeul nostru care cu apă și cu foc prin Ilie ai scos pe Israel din rătăcirea lui Baal. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Însuți și acum, Stăpâne, sfințește și apa aceasta cu Duhul Tău cel Sfânt. Amin. Și dă tuturor celor ce se vor atinge de această apă și se vor stropi și o vor gusta sfințire, sănătate, curățire și binecuvântare.
Adu-ți aminte, Doamne, de înalt preasfințitul arhiepiscopul și mitropolitul nostru Serafim, de preasfințitul părintele nostru Sofian, de cinstita preoțime, ceantul Hristos de iaconime, de tot clerul, de binecredinciosul popor român de pretutindeni, de cârmuitorii țării noastre, de mai mari orașe, oșei, satru și de iubitoare de Hristos armată, de cei ce stau înainte și de frații noștri care din binecuvântate pricii nu sunt de față și miluiește pe ei și pe noi, după mare mila Ta. Pentru ca și de stihii și de oameni și de îngeri și de cele văzute și de cele nevăzute, să fie slăvit numele Tău cel preasfânt, al Tatălui și al Fiului și al Sfântului Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. Pace tuturor. Și Duhului Tău. Capetele noastre Domnului să le plecăm. Pleacă, Doamne, urechea Ta și ne auzi pe noi, Tu, Cel ce ai primit a Te boteza în Iordan și ai sfințit apele, și ne binecuvintează pe noi pe toți, care prin plecarea capului nostru arătăm semnul supunerii, și ne învrănicește a ne umple de sfințenia Ta prin gustarea și stropirea cu apa aceasta, să ne fie nouă, Doamne, spre sănătatea sufletului și a trupului. Că Tu ești sfințirea sufletelor și a trupurilor noastre, și Ție slavă și mulțumire și închinare înălțăm, împreună și Părintelui Tău, Celui fără de început și Preasfântului și Bunului și de viață, Făcătorului Tău Duh, acum și pururea și în vecii vecilor. Amin. În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Trei mi s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, numindu-Te, și Duhul în chip de porumbel deverit întărirea cuvântului, Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea-i lumina mărire ție. În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Trăimii mi s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiul iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul în chip de porumbel a devenit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea ai luminat mărire Ție. În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiul iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul în chip de porumbel a adeverit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea-i luminat mărire Ție. În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție, Fiul iubit pe Tine numindu-Te, și Duhul în chip de porumbel a revenit întărirea cuvântului. Cel ce Te-ai arătat, Hristoase Dumnezeule, și lumea-i luminat mărire Ție. În Iordan, botezându-Te Tu, Doamne, închinarea Trăimii s-a arătat, că glasul Părintelui a mărturisit Ție,
și mintea cea mai presus de minte o cânta ție de dragii mei, la mulți ani. Câteva cuvinte vă spun și încep cu următorul. La părintele Teofil a venit la un moment dat un domn inginer și părintele i-a spus că ar trebui să meargă în fiecare duminică la biserică și ăsta zice: părinte, chiar așa în fiecare duminică mă duc și eu de Paști. Dar părintele zice: dragă, știi de ce e așa multă lume la Paști la biserică? De ce, părinte? Vin toți aia ca tine. Deci, cel puțin atâta lume ar trebui să fie în fiecare duminică la biserică cât este astăzi. Vreau să vă spun ceva și vă spun altceva. Pentru că am vorbit de dimineață foarte scurt înainte să începem slujba cu părintele Daniel, scurt, dar profund, și mi-a zis că a venit cu o idee din țară și atunci am zis că o să o punem ca program al nostru pentru tot anul, părinte Daniel, și anume, cu ce idee a venit și are dreptate. Nouă ne lipsește de multe ori bucuria în slujbe, în rugăciune, în întâlnirea pe care o căutăm cu Dumnezeu. Ne chinuim, ne străduim să facem ceva, să trăim creștinește, dar nu reușim să ne bucurăm de comuniunea de a fi cu Dumnezeu. Dacă ați auzit paremiile care s-au citit astăzi la slujbă, hai ține microfonul ăsta, Oleacă. Așa, mulțumesc frumos. Ați putut să băgați de seamă că în fiecare dintre ele s-a vorbit de bucurie și de veselie. Gândiți-vă cât e de mare Vechiul Testament. L-ați citit în întregime. No, care nu l-ați citit, să puneți mâna să-l citiți. De la început la sfârșit. Și astăzi au fost alese trei paremii în care în toate e vorba de veselie, paremii de la Isaia. Prima s-a început cu îndemnul: veselește-te pustiu însetat, să se bucure pustiul și ca crinul să înflorească. Și s-a terminat cu constatarea: și vor veni în Sion chiote de bucurie și veselia cea veșnică va încununa capul lor. Lauda și bucuria și veselia îi vor ajunge pe aceștia și vor fugi durerea, întristarea și suspinarea. A doua paremie s-a încheiat cu îndemnul: săltați și vă veseliți, locuitori ai Sionului, căci mare este în mijlocul vostru Sfântul lui Israel. Iar la a treia, tot așa, în rugăciune,
în a treia rugăciune pe care am citit-o, s-a cerut să, ca obștea credincioșilor care se roagă să se umple de bucurie și de veselie. Problema este aceasta, dragii mei, să reușim să ne bucurăm de comuniunea cu Dumnezeu. Astăzi sărbătorim botezul Domnului și când prăznuim sărbătoarea aceasta, practic ne aducem aminte de faptul că Domnul Hristos s-a botezat în Iordan de către Ioan Botezătorul. S-a botezat nu pentru că avea nevoie de botez, ci pentru ca să împlinească rânduiala Vechiului Testament, rânduiala legii vechi, după care trăiau evreii atunci. Dacă cei care ați auzit Sfânta Evanghelie de dimineață, auziți îndemnul Mântuitorului către Ioan, lasă acum că așa se cuvine nouă să plinim toată dreptatea. Dreptatea este să ne încadrăm cu totul în rânduiala lui Dumnezeu, să facem toate cele ce țin de împlinirea rânduielii lui Dumnezeu cu viața noastră. Acest lucru s-a botezat, iar noi ne botezăm nu cu botezul lui Ioan, ci ne botezăm cu un botez din apă și din Duh. Vă aduceți aminte cuvintele cu care s-a încheiat Sfânta Evanghelie de ieri, cei care au fost la biserică, și anume acesta, Mântuitorul Hristos, vă va boteza cu apă și cu Duh Sfânt. Da? Deci, împlinirea botezului, o avem în botezul nostru creștin, care este mult mai mult decât ce a fost botezul lui Ioan. Iar de fiecare dată când prăznuim boteaza și ne aducem aminte și de botezul Domnului în Iordan, ne aducem aminte și de botezul nostru, de ceea ce naște în numele nostru, dar crescând trebuie să ne asumăm și la fiecare sărbătoare de bobotează, viața în Hristos, viața în comuniune cu Dumnezeu, viața pusă în slujba împlinirii planului Dumnezeu, nu doar cu persoana noastră, ci cu întreaga lume, astfel că viața noastră să aibă un scop, să aibă un sens, să fie cu plinătate. Și când simțim că reușim să viețuim în conformitate cu planul lui Dumnezeu pentru noi, cu rânduiala lui Dumnezeu pentru noi, că ne așezăm acolo unde trebuie, atunci toate se schimbă. Cele ce s-au citit în paremii sunt o pildă, un simbol, dacă vreți, pentru modul cum realitățile pot să ia cu totul și cu totul altă înfățișare atunci când viața este trăită în legătură cu Dumnezeu cu plinătate de sens. Aceasta ar trebui să fie bucuria cu care venim la praznicul botezului și să fie împreunată cu hotărârea ca să punem în aplicare ceea ce înseamnă viața noastră de creștini ortodoxi botezați. Botezați cu apă și cu Duh Sfânt, peste care a fost chemat Duhul Sfânt ca să petreacă în noi, să lucreze în noi, să fie lucrător în noi, dătător de viață, dătător de sănătate. Ați auzit în rugăciuni cum am cerut ca să fie și pentru sănătatea sufletelor și a trupurilor noastre, de aceea totdeauna trebuie să fim atenți la toate rugăciunile pe care le facem, pentru că în ele e pus și sensul, scopul cu care sau pentru care se fac acestea. Deci să fie lucrător Duhul Sfânt în noi și noi să trăim astfel ca Duhul Sfânt să poată fi lucrător în noi. Pentru că toți ne dorim, dragii mei, să fim acolo unde e bine. Am văzut astăzi între dumneavoastră și credincioși care nu prea vin la biserică, la care am mai trecut cu botezul și m-am bucurat că au venit încoace. E un început, dar trebuie mult mai mult, adică dorința, spovedania, eventual împărtășania, faptul că luăm botez, că luăm apă sfințită, adiazmă, toate acestea trebuie susținute cu viața noastră în legătură, în comuniune cu Dumnezeu, în slujirea lui Dumnezeu și a lumii întregi, pentru că altfel nu poate să funcționeze, altfel rămânem la un ritual care singur nu ne poate ajuta. Noi suntem chemați să lucrăm cu Duhul lui Dumnezeu, cu puterea lui Dumnezeu și când lucrăm așa, lumea întreagă se schimbă în jurul nostru.
mergând acasă, să cugetăm la ce trebuie să facem, cum suntem chemați să trăim ca oameni botezați în numele Sfintei Trăimi, să încercăm ca viața noastră să fie o slujire adusă lui Dumnezeu și oamenilor și având bucuria că Dumnezeu este în mijlocul nostru și este în noi, pentru că ce s-a întâmplat la botez? Tatăl a grăit, acesta este Fiul meu cel iubit, întru care am binevoit, iar Duhul în chip de porumbel s-a pogorât peste Fiul care s-a botezat. Cerurile s-au deschis. Toate acestea s-au întâmplat la fiecare botez al nostru și se întâmplă cu noi, la fiecare bobotează, trebuie să avem și la fiecare Sfântă Liturghie, la fiecare rugăciune, dacă e vorba, trebuie doar să avem prezența și capacitatea de a pătrunde lucrurile acestea, de a înțelege că continuu Dumnezeu ne spune fiecăruia dintre noi, Tu ești Fiul meu cel iubit, Tu ești fiica mea cea iubită, așa e Maria, așa e Costică, așa e Petrică, așa e Ștefane. La fiecare ne spune Dumnezeu asta, Tu ești Fiul meu cel iubit. Ascultăm, luăm aminte că Duhul Sfânt vine în noi, să fie lucrător în noi, să încercăm lucrurile acestea, să trăim cu bucurie, deci programul în acord cu Părintele Daniel, să fie pentru anul acesta bucuria împreună cu Dumnezeu și cu cei lui Dumnezeu. Amin. Anul nou cu bine, cu sănătate, cu bucurie și la slujbele viitoare, cel puțin atâți credincioși în biserică să fie. Toate cele bune! La poarta la țară îngroziurile ziua, șade fecior de împărat ziurel de ziua, cu păruțul rătăza ziurel de ziua, în cărjuța rezema ziurel de ziua, unde s-a născut Hristos ziurel de ziua, Mesia chip luminos ziurel de ziua, sus în dealea Galilei ziurel de ziua, la casa lui Dumnezeu ziurel de ziua, mititel și-n fașețe ziurel de ziua, în scutec de bumbăce ziurel de ziua. Noi umblăm și colindăm florile d-albe, pe Dumnezeu căutăm florile d-albe. Alergăm și la floare florile d-albe, în iesle la voi născut florile d-albe. Vântul dulce tragă-nă florile d-albe, pruncul de milagă-nă florile d-albe, ploaia caldă, fiul scaldă florile d-albe, neaua ninge, nu-l atinge florile d-albe. Pruncul mâinile și-ntinde florile d-albe, Maica Sfântă le cuprinde florile d-albe, la pământ plecându-ne florile d-albe, și noi sărutându-le florile d-albe. Bucuroși să-l prăznuim florile d-albe, cu daruri să-l dăruim florile d-albe, cu steve albe de flori florile d-albe, și o oaie cu miel prioare.